Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiență. Astăzi o nouă experiență la cumpărături. Este vorba despre îngrijirea, spumă pentru îngrijirea anvelopelor de la, așa să vedem dacă focalizează, spumă pentru îngrijirea anvelopelor. Instrucțiuni de utilizare, curățați anvelopele, agitați bine cutia, pulverizați peretele anvelopei într-un strat subțire și uniform și la o distanță de 10-20 cm. Nu pulverizați pe suprafețe de rulare. În cazul crăpăturilor, transversale foarte mici ale anvelopei, pulverizați pe o cârpă și frecați peretele anvelopei. Lăsați-l să acționeze. Instrucțiuni de siguranță. Evitați contactul cu banda de rulare a anvelopei și sistemul de frânare. Nu este potrivit pentru motociclete sau pentru biciclete, a nu se lăsa produsul permanent în vehicul, a se folosi numai în conform scopului prevăzut. Spuma care ajunge pe covor în timpul utilizării se șterge imediat. Cred că pe asfalt, nu pe covor. Care covor? Conține cel puțin 15%, dar sub 30% hidrocarburi alifatice, sub 5% fosfați, agenți tensioactivi anionici. Ce mai scrie aici? Na, că nu mai focalizează. Mă rog, restul nu mai contează. Deci am reținut că trebuie dat doar pe talon să agită bine și trebuie dat doar pe talonul cauciucului. Ia să vedem dacă aducem un cauciuc. Da, am revenit. Agităm un pic spray-ul. Aici, după cum se poate vedea, am încercat să scriu cu alb anul în care a fost folosit și pe care parte. Se pare că vopseaua s-a șters. E mai bună marcarea asta cu căpăcele. Da, de exemplu asta, roata asta a fost pe roata din dreapta spate, marcarea cu pictogram e mult mai minunată. Da, cred că am dat un strat cam gros. Da, tura viitoare, pentru data viitoare, pe partea cealaltă, însă dau unul mai subțire. Da, și până la o nouă experiență, vă doresc numai bine, Doamne ajută!